De ziua mondială a inimii, la Târgu Jiu se va organiza Promenada Inimilor, un eveniment sportiv dedicat tuturor categoriilor de vârstă. Clubul Rotary Târgu Jiu organizează și în acest an manifestarea dedicată sportului și sănătății în același timp, numită Promenada Inimilor. Fiind deja a șasea ediție, în acest an ne-am propus să cooptăm un număr mai mare de iubitori de mișcare în aer liber, ceea ce necesită o logistică mai dezvoltată. Programul Internațional Promenada Inimilor urmărește să încurajeze populația orașului să facă mișcare ca mijloc de prevenție a bolilor cardiovasculare. Noi, Rotary Târgu Jiu, ne bucurăm să fim alături de Societatea Română de Cardiologie la un eveniment care atrage atenția asupra importanței mișcării pentru noi toți. Copiii și tinerii gorjeni trebuie încurajați să aibă modele atât în sport și educație, cât și implicarea civică la nivelul comunității din care fac parte. Vă așteptăm cu drag pe 29 septembrie să fiți alături de noi la această mișcare. La eveniment vor participa și sportivi de performanță, atât din județ, cât și din alte zone ale țării. Aveam nevoie de un concurs din acesta în care să fim din nou în centrul atenției. Aș vrea să vă spun că la acest concurs vor participa și sportivi de performanță, cu invitație din județele alăturate, Dolj, Orj, Vâlcea, Mehedinți, Hunedoara, deci care vor participa și ei aici, vor veni cu microbuzele, cu mașini și vor veni în primul rând să vadă și orașul Târgu Jiu și operele lui Brâncuș, să participe și la această acțiune de masă, dar să vadă și stadionul. Traseul nu e așa de lung, adică e accesibil la cei care poate că aleargă pentru prima dată, și să termine acest traseu și un lucru important. Deci nu l-am făcut pentru sportivi de performanță, ci pentru cei care vor fi deschiși și pentru oameni care au 40, 50, 60 de ani să participe, să primească un bivou și să termine acest traseu care nu este așa de lung. Premiile constau în bani și se vor acorda primelor 10 locuri. Printre primii sosiți, primii 100 de sosiți vor primi și bidoane pentru apă. Deci pe lângă tricoul respectiv, care îl vor primi 400 de concurenți, și 100 de bidoane pentru apă la primii 100 sosiți la linia de sosire. Evenimentul este la a șaptea ediție.